O anexă din lemn și mai multe bunuri din interiorul său au ars în urma unui incendiu izbucnit la Șarul Dornei. La locul incidentului au intervenit militarii detașamentului de pompieri Vatra Dornei cu două auto speciale de stingere. La sosirea acestora ardea generalizat o magazie și exista pericolul de a se propaga la alte două case de locuit și la o altă anexă. Cel mai probabil cauza izbucnirii focului ar fi fost efectul termic al curentului electric generat de un cablu defect. Din fericire, pompierii au salvat anexa din apropiere și cele două locuințe.